Avem un Renault Megane 2, 1.6 16 valve. Distribuție schimbată cu vreo lună, două. A venit râș, o platformă. S-a oprit în mers. S-a oprit în mers. Învârte în gol, adică la automat. Învârte în gol? Da. Ok. Și acum desfacem să vedem. Ce se întâmplă? Ce surpriză avem. Ce te chinui să desfaci? Nu sună capacele, jos să văd axele. Am capacele alea? Obturatoare, da. Deci, la cine uităm? Axe dacă sunt în poziție. Adică în aceeași poziție. Aia da, din da. Dreapta are alt unghi. Sunt aproape bine. Sunt aproape bine, dar nu sunt la fel. Adică nu sunt același unghi. Asta e un pic mai așa. Asta este asta e cu aia care e regulată de filia de cazoare. Păi și? Înseamnă că mai are o șanse? Ce ai făcut, Nain? Care să fi scăpat. Niciuna n-am întâlnit de asta. Ai întâlnit? Am întâlnit. Dar la ceva timp s-a rupt supa și s-a dus în pistol. O lovește și o strâmbă, de-aia. În dreaptă. Dacă e picat un pic, merge un pic ronțăit, în dreaptă și formă... Ce vă pe ea? Cautur, nu? Asta e ruptă. S-a rupt culia? Da. Momentul la adevăr. Ce se întâmplă? Asta e ruptă oricum. Are cauciuc pe mijloc? Da. Păi și zmoala asta de unde e? E din... A, din capac? Sau din capac. Ok. O fi prins joc fulia de la arbore, asta pe care ai dat-o jos. A frecat în capac, pac, 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 pac. S-a topit plasticul ăla? Da. Ce se întâmplă cu gaura asta? Hmm? Hmm? Ce-i cu gaura asta? Un șobolan, e pe-l fac. Cum mă, lui Tom? Sau cine e șobolan? Jerry sau Tom? Jerry, că Tom se ducea să-l vedească pe Jerry. Zine. Deci cureaua e întreagă. Păi și de ce? A sărit peste ce? A prins plastic la pinion și a sărit peste. Și e posibil să fi scăpat? Șanse minime. Deci, începem cu fățăul. Hm? Da. Vezi, auzi ce... Ce? Ce bun ai? Facem frumos, nu? Dacă tot îl dăm jos, să-l suflăm. Stai, ce se întâmplă? Le capac mucificat. Da. Ok. Lumea de portal. Da-mi ideea. Asta se aude, da? Așa, și joc nu ar fi trebuit să aibă... Iar fi trebuit să fie fixă pe ăsta? Da. A, deci se învârte... Se învârte în gol. Ok. Eu credeam că a făcut joc așa, știi? Adică a flambat cumva și a atins în ăla. Exact așa. A frecat, s-a încins, îți dai seama temperatura, cred că... Deci s-a rupt miezul, aia da. S-a învârtit capul ăsta în gol, s-a încins și de la căldură a topit capacul. Da. Ok, deci e putut la punct. Și acum îi dăm o cheie să vedem cum... dacă... Spalarea vedea jos. Ok. E okay, gata. Capotă? Ce înseamnă? Supape? Dată jos, supape strâmbe. Bonjour. Avem o față dată jos. Și avem o distribuție la vedere. Așa, ia zi, am dat curelușa jos? Da. Și acum îi dăm și toate întinzătoarele, rolele. Hm? Distribuția cu original? Da, 2011. Zi, mă, vorbesc serios. 2011? Da. Stai, și cureaua era schimbată, nu? Da, doi cu cureaua. Cureaua e conti și au lăsat întinzătoarele și rulele? Da. Băi, e cine? Pompa de apă la fel, cred că e original. Ia-s-o. Care e pompa? Asta? Da. Ok. De origine văd că are ștanța de la Volkswagen. Ăsta văd că e schimbat, întinzătorul de la accesorii. Da. Ok. Nu, e original și ăsta. Băi, nu? Adică mașina asta n-a avut distribuția schimbată niciodată? Cred că nu.
2012-12 ani? Na, e chiar sunt curios ce terminau. Dar cred că e de asta de 5 ani, nu? 5 ani și... Nu uităm. Hai că-s curios cu pompa asta. Care oricum era borsită, nu? Da, băi, cu ce? Trebuie să spălăm. Bă, la cât se schimbă distribuția asta? Că e original. 210.000. 210.000? Da. Vorbesc sau 5 ani, da. A, sau 5 ani? Da. Are 12. Ei, cascada la Niagara. Mă, toate ne-am apucat de fișat. Astăzi de primăvară. Stai, arată-mi o pompică. Ce să-ți arăt că nu se vede nimic. Dacă Volkswagen. Trebuie să aibă o șansă cu data, da? Pe aici, pe unde coci. Moart. Moart. Facem frumos. Da. Cea mai frumoasă mașină. Cea mai frumoasă, nu? Îți place atinția? Nu, acum serios. Dar nu în două oși. Da ce? Dar nu în două oși. Nu. A, e și în patru, nu? Ok. Cine a strâmbat volovoasele? Meganu? Meganu a strâmbat volovoasele. Nu e bun. Nu e. Păi, de ce curățenie de curățenie? De fabric. Pus. I-am luat pompa cu origine. Da. Conti. Dar este domnul Conti. Așa, și am mai avut nevoie de ce? De praie de la... Praie și ăla. Pentinzătorul văd că nu. Mai îmi place. Dacă le ține? Două. Două. Dacă te ține? 20-45 de grade. Ce trebuie? Marfa, proaspătă. Marfa, marfa, 6. E ce trebuie? Se acum să le strâng la cuplu și pasă. Ok. Mamă, ce bela. Capacul ăsta de ce se pune? Când intre prasa? Să-l vizit. Revenim după pauza de masă. S-a avut 12? Aproape. Da, deci. Ai apucat de treabă. Fără minte. Te-ai dat asta de? Da. Aici avem niște murdărie. Și nu puteam să lăsăm așa. Murdărie. Ce avem noi aici? Deci nu a scăpat niciuna. Nu a scăpat nici, da? Cum îți vezi? Că sunt trăcănate? Adică nu mă ating? Astea sunt praf, praf, mă așa. Să știu mai așa că aici au lovit, nu? Da. Adică nu vei să nu. Toate au vreme de lovit. Aaa, gata, gata, gata. Astea sunt... Admisii. Admisii și astea pe afară. Dacă mai puțin, admisiilor, da. Zot. Alte scoape, alte smeringuri, lana filoasă, garnitură de filoasă. Ok. Ce da? Ia zi-mi, ești bine? Eu? Da. Mere. Se finim la comedii? Da. Ia lipit și... Sticker. Ce mai trebuie să-i facem? Să-i punem antigel, să-i dăm o cârjă, să o ducem la Noxia, să-i facem o probă de drum
No? Cum zic? Vârtej în sticlă. Ola. Mariola. Mariola. Am ieșit în probă cu acest minunat Audi A5. Coupe. Coupeu. Coupeu. Pachete Sline. Cu pachete Sline. Automat. 2.0, 120 de kW. I-am schimbat distribuția. Mașina a cumpărat-o. E achiziție nouă pentru client. Și principala problemă cu ea a fost la pompa de apă, pierdea lichid de răcire și asta a fost principalul motiv pentru care a făcut distribuția. Am descoperit că distribuția era originală, neschimbată. Mașina are 193.000 de kilometri. Pe pompa de apă și întinzătoare parcă scria 2011? Da. Deci are ceva ani depășiți. Da. Totodată am schimbat fulia de la alternator, era praf și cam asta a fost toată operațiunea. Ce părere ai de gamble-ul ăsta pe care îl joacă oamenii neschimbând distribuțiile la timp? Adică există, bănuiesc, un mare risc? Nu joacă la risc în ideea în care dacă mașina e la vânzare, pentru ce să-și mai bată capul? Bine. Mai sunt oameni care efectiv nu au niciun fel de noțiuni de mentenanță a mașinii. Cum sunt atâția posesori de mașini, dacă se aprinde ceva în bord, se duce cu ea la service și descoperă că trebuia schimbat uleiul, dar ei poate în 20-30 de mii, cât dă și de fabricant, ei n-au schimbat niciodată uleiul. Toate că ideal ar fi la fiecare 10.000 de kilometri să-l schimbăm. Ok, și care sunt riscurile atunci când nu schimbi chestia asta la timp? Distribuția? Adică se rupe cureaua. Se rupe sau se poate întinde? Se și poate întinde și poate exista acel defazaj între axa cu came și arbore, dar totodată se poate rupe și din momentul acela discutăm de supape strâmbe, pistoane sparte, poate o joacă scumpă. O joacă foarte scumpă. Da, o să fie evident mult mai mare distracție, suma totală pentru reparație. Mai bine faci o distribuție preventiv decât să aștepți să pice și ulterior să faci tot motorul pentru o simplă cureaș. Există și cazurile astea în care termenul e depășit și la ani și la kilometri cu mult și să ai noroc să scape. Evident. Dar este un risc pe care ar trebui să-l asumi. Mai bine verifici când a fost făcută ultima distribuție. Evident. Asta și dacă cazul, ai vreun istoric. Și cazul acestei mașini. Da. 12 ani, 13 mai exact. Și nu a fost schimbată cureaua de distribuție. Da, am asta spun. Da. În trecut am mai avut A5-ul acela în 4 uși, Grand Coupe, care avea defazaj între axa cu came și arbore, cu distribuție schimbată. Se poate întâmpla, nu se rupe, doar dă defazaj și de acolo apar probleme, nu mai trage mașina, regenerări super dese, consum mărit. Deci chestii mai subtile, nu atât de grave, dar... Da. Ok. Da. Cum ți se pare mașina? Mișto, chiar e îngrijită. Kilometri întinse, cred că sunt reali. Cât are costa? 193.000. Da? Da. Mulțumim! Ne vedem la următorul. Ne vedem la pușcării. Apucălie! Sau un pinch cu o mână. Un pinch cu o mână. Ce? Nu, e anul de ok, merge pe electromotor. Da, chiar mă râd. Dacă îi dai cu marșalier. Rămâne
rămânea tata cu camionul în pană, mă punea pe mine să-l trag. Odorom! Ce s-a întâmplat? Nu știi ce s-a întâmplat? Aici a fost o uniune de supape cu pistoane, în care au decedat nu toate supapele, din 16 doar 15. Aurel! Wow! Știi care e diferența între asta și steaua de pe cer? Că steaua strălucește doar noaptea, asta strălucește și ziua. Vai, Aurel! Arăt pe instele la aia. A dat pe spate? Asta ne-au rămas. Bune, Sebe. Dăm înainte și după. Asta e după. Vrei să vezi ce face cărpa asta? Ia. Aia așa. Wow, Seb, ce-ai întinerit. Mulțumesc. Deci am revenit cu Meganul, a venit cloasa de la rectificat, toate supapele au fost înlocuite. Cloasa planată, scaun, supape cu semeringuri, cu tot ce trebuie. Ne vom lua demontat cloasa, avem și șuruburi noi, garnituri, admise, evacuare, capace. Toate piesele curate. Curate, aranjate, spălate. Chimeringuri, o-ringuri, tot ce trebuie. Și acum ne vom lua de montat asta. O strângem și după putem pune axele și capacul. E ok? Totul e ok. Totul e bine când se termină. Acum strângem șuruburile și o pornim. N-are cum să le strângem. N-are. Că n-are ce apăsa. Știi? Le strângem, nu le strâng. Nu se pune capacul direct și gata. Nu mai pune filosul. Bă, dar la ce forță are electromotorul ăsta? Mergeam numai pe electromotor. Garnitura de chiloasă. Și ce se ascunde sub? Nu. Locul e curățat. Wow. Nici din fabrică n-a fost așa. Vă dați seama. Se pune galeria. Garnitura nouă și originală. Renault Group. Ce părere ai de numărul de Renault din service? Aveți la Dumnezeu obicei. Avem aici Renault. Renault Stepway. Ăsta nu știu ce-o fi. E bine? Dar ce avem aici? Șuruburi noi? Sunt cele vechi, dar le-am pus într-o cutie nouă. Deci e spălat? Da. E și vopsit? Ce trebuie? 20 de newton, 240 de grase. Aproximativ. Vedem ce cedează primul, chiloasa sau bloc. Te-ai spălat pe corp? Mhm. M-am spălat și pe corp. După? O săptămână? Gravitatea. Și tu faci duș? Mai rar. De niște tacheți care au fost descărcați. Ce vechi e asta, nu? Cred că lumea lucrează. Față de la vechi? Da. Deci vezi, asta revine foarte... Se simte mai mișto la mână. Numărul de Renault-uri din service rămâne mereu constant. Pune capacul capacului? Da. Și ăsta mai are un capac? Da. O să se întrebe oamenii de ce îi pui admisie înainte să îi pui distribuție. Așa îți place ție. Nu avem un semeric. Neața, s-a trezit dulceața? Neața. Unde am ajuns? Am calat motorul. Ieri. Peste noapte. Da. Am pus cala în spate la axe, am pus dornul jos la arbore și acum
trebuie să montăm cureaua cea nouă. Bosch. Da. Kitul de distribuție a fost schimbat acum 2 luni, ceva de genul. Tot. Pompă de apă, role, tot ce trebuie. Și acum vom monta doar cureaua de distribuție. N-ar fi avut cum să uzeze așa repede. Da, dar din cauza tensionării, să zic. Da, e recomandat să o schimbi. Ar fi avut o viață mai scurtă. Nu merită să riști. Câte Renault sunt în servis? Toate. În medie 3. Sunt specializat pe Renault. Dar BMW-urile alea care se strică, unde sunt? Alea, odată ce le-ai repară, nu se mai strică. Sau se strică de tot și nu mai merită reparat. BMW-ul e BMW. Am găsit un alt. Un BMW cu motorul stricat. Ce motor? Că 2.0, dar cred că e tot 1.6, da? Asta e de BMW? Da. E Maserati. Lasă atâta BMW. Nici nu scrie pe aceea. Ba da, scrie pe dos. Nu? Da? Nu scrie. E firma de la... E de aia de pe Temu? Dai seama. E de aia de curentează? Posibil. Băiatu, ce Jaguar frumos aveți de la primul motor. Mergător. Piesa cu probleme. Nu mai pe aveche? Facem o comparison. Una e neagră și frumoasă, una e neagră și urâtă. Și ce s-a rupt pe asta? Pe partea. Are eroare de aia, de solenoid ăla, de presiune. Deci n-ar putea să mai merg cu ea. Vă-l desidez? Un Jaguar care am crezut că merge, dar nu merge? Da. Cum o cheamă? Da, așa. 160 de miuțe. 1, 2, 3. Bujie și râmel. Cooling oil control. Ăla e secretul. Când îți apare eroarea asta, trebuie să vinzi mașina. Să schimbi motorul. Dacă mergi cu eroarea asta, nu? Schimbi motorul. Ce înseamnă mult? 20 de km. Nu ești chiar asta. Până la Paulești. Ce s-a întâmplat, doamne? Ce nu știi ce s-a întâmplat? Și ce s-a... Un cacin în el. S-a încins. Asta e o minciună ce fac eu. Și pe din amometic. Face clipi. Fac eu din gură. Vai, Aurel, ține-mi pumnii. Explodează. Cum aș desea? Până pe Ulești. Ok. E bine 15 lei? Cam mult. Da, dar motor nou cu Megane ăsta. Deci, Sepp, ce s-a întâmplat cu această mașină de fapt? S-a rupt folia de la accesorii. Folia motorului. E formată din două componente, de fapt sunt două bucăți de metal unite de un cauciuc.
iar acolo unde este cauciucul s-a rupt, a cedat. Tot de acolo a fost problema și cu distribuția. S-a încins foarte rău, s-a topit capacul de la distribuție. Plasticul a curs cumva... A curs pe ureaua de distribuție și de acolo s-a întâmplat nenorocirea. S-a întâmplat o nefăcută. Da. A sărit curea, da. A sărit câțiva dinți. Da, și a strâmbat cam toate supapele. Mai țin exact minte bine, ori pe admisie, ori pe evacuare. Astea erau vizibile. Dar a fost dusă la planat, rectificat, supape noi. Cred că e primul Megane 2. Sau cel puțin de când lucrez eu. Când se întâmplă așa ceva. Am mai văzut odată la 1.5 diesel pe română. Dar la benzină n-am crezut că... Hai că la diesel sunt alte șocuri. Da, dacă stai să o iei așa... Programa de accesorii izolează și alternatorul. Adică ți-ai dat seama că ți-se aprinde martorul de baterie, bănuiesc. Da, că nu mai încarcă, nu mai... Se mai învârte. Deci probabil se învârte, dar la o durație foarte mică sau deloc. Deci astea ar fi semnele, dacă ar urma să se întâmple... Da. Plus, se aude. Și adică, da. Adică nu e ca și cum... S-a întâmplat așa. Da, s-a rupt, s-a încins și bănuiesc că a mers. Niște semne dă. Câțiva kilometri, da. Așa. Pacat de distribuție care a fost schimbat prin iunie, parcă? Iunie, ceva de genul. Da, distribuția n-a... În afară de curaua de distribuție nu s-a... N-a fost nevoie de schimbat altceva. Acum merge bine. Merge foarte bine. Adică Megane 2 mi se pare o mașină destul de accesibilă. În principal sunt problemele pe partea de electrică. Da. Mai puțin pe partea asta de motor și... Da, am și un Megane 2, tot un 616 valve. Deci motor, cutie impecabil, pe partea de electrică e dezastru. Mulțumim de explicații. Cu plăcere. Ne revedem cu motorul Renault. O fi? Cu motorul Renault? N-are cum altfel. Vom vedea. Fiert pe Renault. Hai, ciao, pa!